Viscolul din weekend nu a creat mari probleme la Râmnicu Sărat. După oprirea vântului puternic, duminică dimineață, utilajele administrației domeniului public au intervenit pe principalele artere ale orașului pentru a îndepărta zăpada depusă. Echipele ADP au intervenit și pentru ridicarea unor copaci doborâți de vânt. Vântul care a suflat cu putere a dus la închiderea circulației rutiere pe mai multe drumuri județene. Autoritățile din Râmnicu Sărat au recomandat cetățenilor în weekend să nu efectueze deplasări în afara localității pe perioada nopții. Și de această dată am fost, să spunem, în grafic. Așadar, din timpul nopții am monitorizat starea vremii prin echipele pe care le-am avut în teren, în special prin poliția locală. De la primele ore ale dimineții 6 am ieșit în teren, am evaluat situația, am luat act de problemele care au apărut în oraș, câțiva copaci căzuți, iar acolo am intervenit imediat pentru a îndepărta din carosabil sau a îndepărta pericolul iminent. Iar am așteptat ca vântul să se oprească și vremea să se îmbunătățească puțin pentru a nu munci în zadar, iar la momentul în care vremea a permis, am ieșit cu utilajele pentru a elimina această zăpadă umedă după carosabil. Reprezentanții administrației domeniului public Râmnicu Sărat afirmă că în condiții meteo normale, unitatea este oricând pregătită să intervină și să asigure dezăpezirea străzilor. Sunt condiții normale de trafic în Râmnicu Sărat, utilajele noastre au ieșit, noi am fost prezenți în instituție încă de la primele ore, dar am amânat puțin intervenția în stradă, astfel încât să se oprească puțin precipitațiile și vântul. Vântul, din păcate, nu s-a oprit precipitațiile, utilajele sunt în stradă. Și sperăm că până la lăsarea serii să reușim să intervenim pe toate străzile din municipiul Râmnicu Sărat. Aveți cu ce să interveniți, să dispuneți de material antiderapant? Avem utilaje. Și material, avem și utilaje, oamenii sunt pe utilaje deja, suntem în stradă. Autoritățile din Râmnicu Sărat solicită cetățenilor care locuiesc la case, precum și celor care administrează spații comerciale, să ia măsurile necesare pentru îndepărtarea zăpezii de pe trotuare. Râmnicenii au fost atenționați să depoziteze zăpada într-un singur loc și să nu o arunce pe carosabil pentru a nu îngreuna traficul dacă va îngheța pe parcursul nopții. Reprezentanții primăriei recomandă locuitorilor să nu ezite să sesizeze orice eveniment care trebuie raportat autorităților.